Dedal era cel mai mare inventator al Greciei antice. Odată, regele Minos, care conducea în Creta, îl puse să construiască un labirint în care l-a închis pe Minotaur, monstrul pe jumătate om, pe jumătate taur. Iscusitul inventator i-a îndeplinit dorința. Altă dată, l-a ajutat pe Tezeu, faimosul erou, să fugă după ce a omorât monstrul, iar regele, drept pedeapsă, l-a închis pe Dedal împreună cu fiul lui, Icar, în acel labirint. Nu te îngrijora, îl îmbărbăta Dedal pe Icar, știu cum vom ieși de aici. Tată, crezi că vom putea scăpa? Întrebă Icar. Da, cu ajutorul acestor pene de la păsări, răspunse Dedal. Din penele păsărilor a croit niște aripi lui și fiului lui, iar cu ceară le lipi de umerii lor. Aripile funcționau perfect. Dedal împreună cu Icar reușiră cu câteva bătăi de aripi să se ridice peste zidurile labirintului. Dar Icar deveni îmbătat de posibilitatea de a zbura și începu să se înalțe din ce în ce mai tare spre cer. Nu te apropia prea tare de soare, strigă Dedal. De ce, tată? Întrebă Icar. E periculos, ceara se va topi, răspunse tatălui. Razele soarelui îi topiră ceara care fixa aripile de umerii lui. Acestea căzură de pe umeri, iar Icar, fără ele, se prăbuși în mare, înecându-se. Dedal nu mai reuși să-și ajute fiul, așa că zbură mai departe către malurile Italiei, oprindu-se în regiunea Sicilia, unde a fost primit de regele Cocal.